ca să ați răspuns invitația noastră. Mulțumim presei că este alături de noi, mulțumim tuturor oficialităților care au răspuns invitații, dar vreau în mod deosebit să mulțumesc colectivului Dorna Medical care s-a implicat remarcabil în realizarea acestui proiect. Vreau să vă spun că în ultima lună de zile, Dorna Medical a inaugurat încă două centre, unul în Cașbana, o policlinică, și un centru foarte important, când spun că foarte important, spun că detalii mondială, presa care a fost acolo știe despre ce este vorba, la Forșa Mara Părești, am instalat un aparat care este vârf de gamă în segmentul lui la Borșa. Este noutatea celor care au cercetat și au inventat asemenea aparat. Este un lucru extraordinar pentru noi să fim și astăzi aici să inaugurăm acest centru. Dorna Medical are o dinamică extraordinară de dezvoltare. Mulțumesc colectivului Dorna Medical care s-a implicat, că este foarte important. Aici avem pe Cristian Ilie. Unde este Cristian? Cred că el se tot ascunde că a scăpat de calvarul acestei investiții, fiindcă am prins, unde este domnul primar, am prins și perioada de campanie electorală, nu se puteau să fac șansuri, nu se putea face nu știu ce, nu știu cum. Dar asta e, noi suportăm orice, oamenii de afaceri sunt la dispoziția tuturor autorităților, deși ne-am dorit de fiecare dată și autoritățile să fie de partea noastră, că așa este, normal și firesc. Dar, cu siguranță, după ce ne veți cunoaște mai bine și veți afla lucruri despre noi la Casa Arcașului, când mergem acolo, se pun bazele unei colaborări sau unei încredere în serviciile noastre, care le facem de atâția ani, și când spun de foarte mulți ani, vorba de 26 de ani în urmă, da? Când am început eu cu soția mea și cu o asistentă, lucrurile au mers foarte departe, investim acum în tehnologie de top, de vârf, și o să vedeți cam unde ne aflăm noi, Dorna Medical, și ceea ce trebuie știut, și îl văd și pe doamna Popei de la Camera de Comerț și Industrie și domnul Dron de la IMM-uri, suntem încă singura companie cu capital 100% românesc care încă mai e pe piață și nu are interferențe cu bănci, cu fonduri de investiții și așa mai departe. Suntem noi români. Da? De ce punctez treaba asta? Pentru că este foarte important ca în România să fie sprijiniți oamenii de afaceri români. Este foarte important, nu că noi acceptăm pe ceilalți, dar fiecare țară, fiecare stat își sprijine oamenii de afaceri. Este un lucru important și este important pentru autorități să înțeleagă că este determinant ca afacerile să fie în România făcute de români, fără să exceptăm pe ceilalți.